Elevii de liceu români au acces din acest an la un program de burse în SUA, prin care pot învăța și locui gratuit timp de un an pe continentul american. Înscrierile în programul FLEX se fac până în 16 octombrie. The Future Leaders Exchange este un program de schimb de experiență și se adresează elevilor de liceu din Estonia, Latvia, Lituania, Polonia și România. A fost creat de Congresul Statelor Unite din 1992 și până acum peste 24.000 de liceeni din Europa, Eurasia și Asia Centrală au beneficiat de burse anuale în SUA. Scopul programului este de a intermedia schimb de experiență între tineri, astfel încât americanii să afle mai multe despre țările din care provin bursierii și tinerii din aceste țări să cunoască detalii despre Statele Unite. În perioada 2016-2017, aproximativ 800 de liceeni vor studia în SUA prin acest program. Fiecare elev care va fi selectat va locui timp de un an într-o familie din SUA și va învăța la un liceu de aici. Programul este finanțat de guvernul american și administrat de Biroul de Afaceri Educaționale și Culturale din cadrul Departamentului de Stat. Din România pot aplica elevi din clasele 9-11 care îndeplinesc anumite condiții, printre care să fi studiat engleza și să cunoască această limbă, să corespundă condițiilor de viză US și să aibă anumite performanțe școlare. Nu vor fi selecționați cei care au locuit deja în SUA pentru 3 luni în ultimii 5 ani sau dacă unul dintre membrii familiei, cel puțin, a aplicat pentru a emigra în America. Candidații vor trebui să aplice online până în 16 octombrie, iar comisiile vor analiza cererile și vor stabili lista semifinaliștilor pe parcursul lunii noiembrie. Semifinaliștii vor primi o aplicație mai complexă. Spre completare, vor susține un test de limbă engleză, vor trebui să redacteze un eseu și vor fi intervievați personal de reprezentanții programului.